După 15 ani de la dispariția tatălui său, un harghitean s-a prezentat luna aceasta la poliție pentru a sesiza cazul, însă agenții au descoperit că persoana dispărută fusese de fapt ucisă. În urma cercetărilor s-a stabilit că bărbatul a fost omorât de soția lui chiar pe 1 ianuarie 2001, cadavrul său fiind ascuns într-o groapă utilizată pentru depozitarea varului. Mai multe oseminte aparținând victimei au fost găsite de anchetatori pe parcursul cercetărilor, scrie mytex.ro. În urma examinării acestora de către medicul legist, s-a stabilit că decesul victimei a fost violent, acesta prezentând în zona craniului leziuni care s-au putut produce prin lovire cu un corp contondent. Este important de menționat faptul că soția victimei nu va putea fi trasă la răspundere penală, fiindcă a murit în anul 2008. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru omor și nedenunțare.